Ei, dragostea nu mai este ce era altădată. Dacă pe vremuri oamenii își găseau parteneri printre colegii de serviciu, de școală sau cu ajutorul prietenilor, acum o fac pe internet. Și dacă tot au văzut succesul nebun pe care l-au site-urile de matrimoniale, firmele care se ocupă cu asta au pus la punct portaluri specializate pentru ecologiști, vegetarieni și tot așa, ca să nu mai pierzi vremea până găsești pe cineva cu aceleași preocupări ca și tine. Un click și imediat ai găsit omul care ți-a fost predestinat. În Statele Unite și Marea Britanie a devenit o adevărată modă să-ți cauți perechea pe internet. Există site-uri specializate pentru toate categoriile de doritori, pentru vegetariani, pentru cei care apreciază viața la țară sau pentru ecologiști. Cu toți au însă ceva în comun, își caută sufletul pereche și asta fac cu ajutorul așa numitelor site-uri de dating. It's really become an accepted means of meeting people, and I think if you look at the numbers overall in the United States and in the UK, more people now meet through online dating than they do through school or through work. Nu este de mirare în aceste condiții că profiturile companiilor de acest fel sunt pe măsură. In the United States, I think it's estimated to be worth about $1 billion. I think in the United Kingdom, you know, our estimates range from the $150 to $200 million, the whole sector. Nu toată lumea crede însă că întâlnirile pe internet reprezintă rețeta succesului în dragoste. Very calculated. I calculate what I'm going to say to you to flirt. You calculate what you're going to say back. And there's this that constant calculation. Whereas, you know, we clash in the street and there's something exciting and sexy and crazy about that. And așadar, părerile sunt împărțite. Cât de eficiente sunt însă site-urile de întâlniri online, pot decide doar cei care apelează la astfel de servicii.